Stimate domnule ministru, excelență, parteneri, directori, profesori, jurnaliști și întreaga comunitate educațională. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți cu noi astăzi alături online. Eu mă numesc Victoria Berous și reprezint Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului. Astăzi, tehnologiile nu mai sunt o opțiune, ci o necesitate. Iar școala și întreg procesul educațional trebuie să fie pregătit pentru provocările învățământului la distanță. Astfel, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a semnat un memorandum de colaborare cu gigantul tehnologic american Google pentru a implementa Google pentru educație și în Republica Moldova. În cadrul acestei conferințe de presă online, îl avem alături pe Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, domnul Igor Șarov, pe excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii pentru Republica Moldova, domnul Derek Hogan, și pe expertul G Suite pentru educație, domnul Roman Sorocan, reprezentant pentru Moldova din biroul irlandez al Corporației Americane. De asemenea, alături de noi sunt reprezentanții mass media, iar după prezentări va urma o sesiune de întrebări adresată reprezentanților Ministerului și Google. Evenimentul este transmis pe paginile privesc.eu ale clasei viitorului, ale Ministerului, iar pe dumneavoastră vă rugăm să îl distribuiți pentru a ajunge la întreaga comunitate educațională. Celor care sunt conectați cu noi pe acest Meet, vă recomandăm să păstrați microfoanele deconectate, iar pentru jurnaliști și camerele, și le veți include la momentul intervenției. Acum oferim cuvânt domnului ministru Igor Șarov pentru a ne saluta și pentru a ne prezenta importanța parteneriatului cu Google pentru sistemul educațional. Domnule ministru. Este o mare onoare companiile pe care asociem expresia de Domnule ministru, microfonul, dacă puteți mai tare, vă rog. Stimați colegi, se aude acum? Foarte bine, foarte bine, mulțumim. Ok, mie discuză pentru această deficiență tehnică. Excelență, stimate domnule ambasador Hogan, stimate domnule Sorocan, dragi profesori, elevi, părinți, jurnaliști, colegi. Pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este o mare onoare și totodată o provocare faptul că am reușit să semnăm un memorandum de înțelegere cu compania americană Google. Companie cu care asociem expresia de gigant al tehnologiilor informaționale contemporane. Folosesc acest prilej pentru a mulțumi în numele Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar și în numele întregii comunități pedagogice din Republica Moldova, elevi, profesori, părinți, pentru susținerea constantă a Guvernului Statelor Unite ale Americii, pe care am resimțit-o în acest proces, dar nu în ultimul rând companiei Google pentru deschidere și suport. Este absolut cert că parteneriatul pe care îl vom construi cu compania Google vine în Republica Moldova într-un moment crucial.
vine atunci când noi, mai mult ca oricând, avem nevoie de tehnologii performante în educație, de deschidere către diverse platforme de învățare, de instruiri pentru cadre didactice, pentru a face față provocărilor generate de pandemia COVID-19. Elementul cheie în acest parteneriat ține de faptul că toate aceste platforme oferite de Google pentru educație sunt gratuite, astfel încât cele mai îndepărtate colțuri ale țării vom putea mobiliza elevii, profesorii de a beneficia de acest suport inestimabil. Prin parteneriatul dat în condițiile impuse de pandemie, compania Google ne va ajuta în mod real și eficient să promovăm principiul educației pentru toți și pentru fiecare copil în parte, indiferent de faptul unde el se află și folosind cele mai moderne soluții în IT. De asemenea, este important să menționăm de cum cu compania Google vom facilita identificarea resurselor și instrumentelor digitale în limba română, care vor putea fi integrate ca resurse locale pe platformele digitale locale, cum ar fi site-ul public Clasa Viitorului și site-urile naționale de conținut educațional digital. Resursele și instrumentele create de Google vor susține deopotrivă elevii, dar și cadrele didactice, pentru a inspira creativitatea, pentru a încuraja învățarea practică și pentru a dezvolta la elevi abilitățile digitale atât de necesare momentului pe care îl trăim, dar și cariere de viitor a tinerii generații. Noi deja vom resimți acest suport pentru implementarea programului național de alfabetizare digitală, care a fost lansat recent. În cadrul programului dat, vom asigura formarea a mii de cadre didactice în utilizarea celor mai performante instrumente digitale pentru promovarea procesului de învățare atât în clasă cât și de la distanță. Programul fiind implementat cu suportul partenerilor de la Google și Clasa Viitorului, ne va ajuta considerabil în procesul de începere a noului an școlar 2020-2021. Nu mai puțin important este faptul că pentru realizarea obiectivelor parteneriatului, Google va pune la dispoziție profesioniști și formatori certificați care vor asigura instruiri, formări de formatori, prezentări de laboratoare și demonstrații practice utilizând tehnologiile instrumentale Google pentru educație, în special aplicațiile G Suite pentru educație. Pentru ca să asigurăm valorificarea maximă a oportunităților în cadrul acestui parteneriat, am decis să cooptăm în cooperarea dată Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, care este un proiect de suflet al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și care se implementează cu sprijinul USAID, Suedia, Marea Britanie și a Fundației Orange. Visul nostru este ca, într-o perspectivă apropiată, fiecare școală din țară să se poate mândri cu o clasă a viitorului, ori implementarea parteneriatului cu compania Google vine soluții și sprijin concret suportul acestei idei frumoase. Stimate domnule ambasador Kogan, stimați parteneri de la compania Google, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exprimă gratitudinea pentru această deschidere și suport atât de necesar sistemului educațional din Republica Moldova pentru care o trăim. La rândul nostru vreau să vă asigur că vom mobiliza întreaga echipă, oamenii dedicați pentru ca să valorificăm la maxim toate oportunitățile în cadrul acestui parteneriat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru! Facilitarea acestui parteneriat atât de important pentru țara noastră a fost posibilă cu ajutorul susținerii proiectului de competitivitate din Republica Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UKAID. Și astăzi suntem onorați să-l avem aici cu noi, pe excelența sa, domnul ambasador de recunoaștere. Your Excellency! Mulțumesc frumos și este o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și este o onoare pentru mine să vorbesc după excelența domnului ministru Sharaf. Domnule Sorocan, dragi profesori, elevi, părinți și jurnaliști, bună dimineața! Din numele Guvernului Statelor Unite
ale Americii. Salut parteneriatul dintre gigantul american Google și Guvernul Republicii Moldova în domeniul educației. Gigantul tehnologic american Google a dezvoltat o serie de aplicații pentru educație și a adoptat strategia de a oferi spre folosire gratuită tuturor universităților, școlilor, profesorilor și elevilor din întreaga lume pentru a cultiva generații tehnologizate, gata să intre pe piața muncii cu abilități digitale deja formate. Google pentru educație este utilizat de peste 120 de milioane de profesori și elevi din întreaga lume, nu doar în Statele Unite. Ne bucurăm că această oportunitate de predare și învățare la distanță este facilitată și pentru Republica Moldova. Prin parteneriatul cu Google, sistemul educațional din Republica Moldova va beneficia de implementarea la scară largă a suite de aplicații G Suite pentru educație. Google va colabora cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Clasei Viitorului pentru a oferi consultanță și suport tehnic la conectarea a cât mai multe școli și instruire a cât mai mulți profesori pentru că elevii să fie încadrați într-un proces educațional modern și inovațional, care poate fi desfășurat și în clasă și la distanță. America este alături de Republica Moldova în luptă cu COVID-19 și soluțiile Google pentru educație aduc tehnologiile și inovațiile în școală și sunt intuitive și ușor de utilizat. Aplicațiile Google pentru educație sunt securizate și vor facilita comunicarea online dintre profesor și elev, oferind o platformă unică și integrată. Motul Google pentru educație este despre învățarea pentru toți și de oriunde. Astfel, vor fi șterse granițele și barierele dintre orașe și sate și toți vor avea oportunități egale, sistemul educațional devenind mai inclusiv. Parteneriatul anunțat astăzi cu Google este valoros pentru că gigantul american devine partenerul strategic pentru proiectul Clasa Viitorului. Alături de USAID, Suedia, Marea Britanie, Liechtenstein și Fundația Orange. Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, va fi platforma principală pentru implementarea Google pentru educație, asigurând instruirea formatorilor regionali, suport la crearea conturilor pentru profesor și consultanță. Apropo, vreau să vă spun că am vizitat în luna februarie Clasa Viitorului din Liceu Ștefănești, în raionul Florești, și am văzut puterea transformatoare a tehnologiilor asupra elevilor. Din clasele primare până în anii de liceu, elevii mânuiesc peste 30 de tehnologii, printre care roboți, drone, senzori, laboratoare digitale, ochelare, VR. Dar toată aceasta era posibil doar fizic în sala de clasă. Acum e momentul că educația să pună bazele pentru predarea la distanță și interacțiunea online dintre profesor,
și elevi. Iar aceasta vor fi posibile prin parteneriatul cu Google și implementarea suitei de aplicații Google pentru educație. Vreau să felicit Guvernul Republicii Moldova și Google pentru acest parteneriat de lungă durată și pentru acest parteneriat atât de ferm și solid pentru sistemul educațional. Mulțumesc încă o dată! Vă mulțumim, Excelență, domnule ambasador! După cum ați menționat, tehnologiile și instrumentele Google sunt gratuite. Google în educație sunt gratuite pentru toată lumea. Totodată, pentru implementare la scară largă în țara noastră și în întregul sistem educațional, dar și pentru adoptarea instrumentelor și a deprinderii filozofiei Google a fost necesar ca să facem acest parteneriat la nivel guvernamental. Este cazul și altor state care au, în timp de pandemie, au conectat de urgență instituțiile la Google pentru educație, așa cum, de exemplu, a făcut-o guvernul Italiei. Numărul utilizatorilor, pornind de la 80.000 milioane de utilizatori, ajungând până la 120 în timpul pandemiei, este o cifră enormă. Și în cazul ăsta, poate norocul a făcut ca tocmai un concetățean de-al nostru, un membru al diasporei, să lucreze la Google și să contribuie să, ca și Moldova să poată implementa și să beneficieze de această asistență. Domnule Roman Sorocan, vă mulțumim și vă suntem foarte recunoscători că sunteți cu noi astăzi alături. Vă rugăm să ne spuneți în ce constă esența Google pentru educație și ce aplicații intră într-o această suită? Aveți cuvântul, domnule Sorocan. Bună ziua și bună dimineața la toți. Primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Salut domnul ministru, domnul ambasador, clasa viitorului și toți care sunt acum prezenți pe cealaltă parte a ecranului. De fapt, asta fiind viața noastră de ultime câteva luni, ce a devenit deja ceva obișnuit. Până ajung chiar direct la care sunt aplicațiile în Google, în G Suite sau în Google Classroom, aș vrea să spun că primul efort care l-am depus pentru digitalizarea sistemului educațional a fost, am avut în 15 ani. Eu, ca tare, sunt din orașul Edineț. Edineț, salut la toți! Și aș vrea să spun că era chiar atunci aveam un proiect cu computerizarea liceului. De atunci, cred că cândva, acolo, adânc, în inimă și în suflet, mi s-a creat o dorință extrem de mare de a aduce aportul la schimbarea sistemului educațional la noi în țară și nu numai. Poate de-aia și am ajuns să lucrez la acest gigant american, cum s-a menționat anterior, dar aș vrea să spun că pe parcursul a 5 ani, fiind aici, am avut oportunitatea să lucrez cu diferite echipe de educație, de colaborare, pentru că, până la urmă, misiunea mea personală e reducerea decalajului între oameni și inteligența artificială. G Suite fiind o platformă extrem de inteligentă, care aduce toate inovațiile Google-ului într-un suite, într-o colaborare, într-un metod de colaborare, eficientă, va ajuta atât studenții și elevii de a avansa în studii, dar de asemenea de a fi pregătiți pentru viața de viitor, de a crea business-urile lor mici, de a colabora eficient într-o orice organizație și a aduce o schimbare la ei în țară, la ei în oraș sau chiar la nivel global pentru a face față la toate problemele care le are Pământul în ziua de astăzi. Vreau să mulțumesc ministerul extrem de mult pentru că eu personal fiind în vânzări la Google, de obicei trebuie să vorbesc cu diferiți directori și miniștri foarte mult până ajungem la o concluzie. Din momentul când am ridicat telefonul în martie sau aprilie și am spus hai să colaborăm, nu am auzit niciodată cuvântul nu. Întotdeauna a fost da, mergem înainte, ce facem, cum colaborăm, cine aducem,
Fix așa a fost suportul extrem de mare din partea ambasadei și USAID și încă mai mult din partea clasei viitorului. De-aia sunt extrem de mândru că după ani de vise și dorințe, suntem acum pe acest live și facem un moment, facem istorie de fapt. Și aș vrea să ținem minte acest moment și să celebrăm. Astăzi e bine, deci seara se permite un pahar de vin pentru toți ca să comemorăm acest eveniment important. Victoria, eu aș dori să înțeleg dacă fac acum o prezentare direct sau noi facem ceva mai multe discursuri după și apoi eu trec la prezentarea mea vizuală. Acum aveți cuvântul, domnul Roman. Ok, facem prezentare vizuală atunci. Pentru că totul se ține minte cu mult mai bine când există ceva imagine. Deci, pentru cei care nu au auzit de G Suite sau de Google Classroom, aș vrea să spun că deja sunteți destul de nu știu, cunoscuți cu această platformă fără a ști că se numește G Suite. Folosiți Gmail, folosiți calendar, folosiți platformele noastre Android sau folosiți platformele noastre de colaborare Google Doc sau Sheets sau Google Meet, cum suntem acum. Deci voi discuta două aspecte importante. Unul e ce este G Suite și ce ține de colaborare, comunicare și control. Și a doua perspectivă, a doua parte, transformarea proceselor educaționale. Deci G Suite ca platformă conține în ea câteva chestii. Un set de resurse de comunicare. Deci asta este Gmail, asta este calendar, asta este chat, videoconferință, audioconferințe și task-uri. Deci pentru un sistem, o școală, de exemplu, sau un business, sau orice organizație, e capabilă de a colabora foarte eficient, de a avea management eficient la e-mail-urile, ca un profesor sau un elev poate controla calendarul, agenda sa, foarte ușor, pe telefon sau calculator sau tabletă. A doilea aspect important acestei platforme este colaborarea. Colaborarea prin Google Doc, Google Sheets, PowerPoint și un set mare de soluții. De ce este important? Pentru că scopul platformei G Suite e de a aduce colaborarea reală care există între 5-6 oameni, poate și sute de oameni, de fapt, dar 5-6 oameni, de a aduce într-un sistem digital, într-un format digital în care toți noi să fim confortabili de a colabora, de a comunica eficient, de a exprima idei și de a face aceste chestii în timp real. De asemenea, a treia parte este securitatea și controlul. Și asta este un aspect foarte important într-o lume extrem de digitală în care există foarte mult risc de atacuri, foarte mult risc de pierdere de informație. De aia noi luăm fiecare pas foarte, foarte serios. Securitatea este o chestie importantă pentru noi, de aia și am lucrat la nivel național pentru că acest produs, acest sistem să fie integrat cu multă, multă atenție. Deci, de ce e important să lucrezi pe G Suite în viața în care suntem? Acestea sunt un exemplu de companii internaționale care deja lucrează pe platforma G Suite. Ce înseamnă asta? Dacă ești ca elev sau student și ești deja familiar cu produsele Google și știi cum să colaborezi și să lucrezi, să creezi un proiect foarte eficient, când treci să lucrezi posibil la o așa companie, procesul tău de adaptare, procesul tău de aduce valoare la aceste companii și de a fi un lucrător foarte eficient, e cu mult mai mare, pentru că deja știi cum să lucrezi și cum să colaborezi cu colegii tăi. Deci, trei chestii importante la care ne focusăm noi în produsul G Suite. E reimaginarea proceselor. Proceselor într-un business, într-un sistem educațional sau într-o agenție,
nu are importanță. Deci, trebuie să facem chestiile foarte rapid, inteligent și împreună. Și atunci avem succes la maxim. Cum o facem noi asta? Rapid și inteligent. De exemplu, chiar compania populară Colgate folosește inteligența artificială în Google Spreadsheet, mai mulți care știu despre Excel, dar Google Spreadsheet îți dă posibilitate să faci analiză la date enorme. Și noi suntem într-o veac de date. Informația e principal și pentru noi acum, de fapt pentru toată lumea, datele sunt mai scumpe decât petrolul. Efectiv, dacă noi ajutăm elevii și studenții noștri de a manipula și lucra cu date eficient, noi le asigurăm un viitor foarte frumos în genere. Colaborare la distanță. Vorbim cu foarte mulți profesori din Republica Moldova și nu numai din Republica Moldova. Profesori și elevi, cea mai mare problemă a fost comunicarea. Comunicarea, cineva folosea aplicațiile WhatsApp, Viber, posibil și alte aplicații, Zoom, și toate sunt fragmentate. Problema la fragmentare ajunge la mult timp a pierdut, la lipsă de comunicare eficientă, lipsă de înțelegere și multă frustrare. Dar sistemul educațional nu trebuie să fie frustrant. Educația trebuie să se aducă plăcere și motivație. Efectiv, colaborarea în G Suite prin chat e foarte simplă. Toate documentele sunt într-un loc. Video-chat-ul este tot în aceeași platformă și e ușor ca profesorul și cu elevii împreună să colaboreze la multe chestii și să reacționeze la ideile care sunt prezentate. Alt aspect este video. Foarte multe lecții se fac prin audio sau cineva nu prin video. Chiar acum, de ce sunt, dacă observați video-ul meu, are un fel de blur în background, noi am adus această funcțiune și degrabă va fi accesată pentru toți, pentru că unii elevi nu sunt confortabili să aprindă videoconferința fără a ascunde ce se întâmplă în background-ul acestora. Dar video este important, pentru că video creează simțul de prezență în aceeași cameră. Deci pentru noi suntem o companie de video first și orice sistem educațional care trece pe această platformă, îi sugerăm să folosească video pentru a interacționa cu adevărat. Deci, e un set complet de comunicare, de la video, la e-mail, la chat și la colaborare vizuală. O întrebare foarte importantă va fi la mulți profesori sau elevi, dar acum sunt pe Office, folosesc Word, folosesc Excel, folosesc PowerPoint. Ce fac eu mai departe? Cum îmi transfer documentele? Știu, e foarte ușor. Noi, anul trecut, am făcut un pas enorm, pentru că suntem o companie transparentă și deschisă. Puteți aplauda orice document Word, Excel sau PowerPoint direct în Google Drive, fără a face o conversiune sau ceva. Nu aveți nevoie de a cumpăra licențe, nu aveți nevoie de nimic. Puteți instantaneu să treceți de pe platformă pe alta, fără nicio problemă. Toate datele dumneavoastră sunt securizate. Ele sunt încriptate. Asta este nivelul de încriptare a oricărei date care sunt pe serverele Google. Ele sunt încriptate pe patru nivele și nimeni din Google niciodată nu are acces la această informație. Asta ca un exemplu, aș vrea să vă aduc încă mai multă securitate în cum fiecare e-mail care îl trimiteți între voi, între studenți și profesor sau minister și profesor, el trece prin 14-15 formate de scanare. Google nu are deloc spam, Google niciodată nu va vinde informațiile dumneavoastră, Google niciodată nu poate citi e-mail-urile dumneavoastră în sistemul Google Classroom și în sistemul G Suite. Deci, de ce e important să înțelegem toate aceste platforme din perspectiva G Suite? Pentru că toate astea împreună ajută la transformarea proceselor educaționale prin Google Classroom, care este o interfață a tuturor
documentelor, fișierelor, calendarului, catalogului și voi arăta câteva exemple în următoarele slide. Deci Google Classroom simplifică sarcinile profesorilor, stimulează colaborarea și încurajează comunicarea perfectă pentru a face predarea și învățarea mai productivă, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Ți-am mai spus, avem peste 120 de milioane de utilizatori la curent. Evaluări. Ne uităm puțin mai specific. Evaluările formative sunt cu mult mai simple, pentru că un profesor poate crea o evaluare online, distribui această evaluare, elevii îndeplinesc evaluarea, profesorul instantaneu primește răspunsul, dar și elevul primește răspunsul instantaneu. Efectiv, eliminăm foarte mult muncă asiduă pentru profesori care trebuie să depună lucru manual pentru a face, facilita evaluările în clasă și după clasă, chiar și lucru după ce plec din instituție. Un feedback foarte rapid pentru elev. Atunci când un elev îndeplinește lucrul digital, profesorul poate vedea acest temă de casă și instantaneu să-i adauge ceva feedback, comentarii, să sugereze ceva idei, ba chiar elevii pot lucra împreună pentru a face un proiect colaborativ. De exemplu, alocați schemele de acasă unui subset de studenți. Un profesor creează o temă de acasă și pur și simplu cu un buton trimite această temă de acasă la toți studenții. Sau poate numai la un parte de elevi care au nevoie de a face ceva corect. Sau poate există două teste diferite, trei variante, cum în școală țin minte, avem o variantă, două variante, trei variante. Efectiv, profesorul își are oficiul lui digital în Google Classroom. Este un exemplu cum poți adăuga comentarii în aplicația Classroom, cum poți desena, interacționa și vizualiza procesul educațional. Efectiv, așa va arăta clientul pentru un profesor. De exemplu, asta este clasa de istorie. Este un cod specific care profesorul trimite. Elevii pot intra pe acest curs și efectiv îl consuma. Ce important e și catalogul. Din experiența și memoria mea, catalogul era destul de o chestie destul de grea. Era catalog scris, apoi catalogul trebuia digitalizat. Poate sistemul s-a schimbat, de fapt eu sunt de mult plecat din sistemul educațional, dar este un decalaj între elevi, profesori și minister, e foarte mult lucru. Foarte mult lucru în proces de digitalizare a notelor, a cursurilor, a tuturor rezultatelor. Deci Google Classroom va permite să faceți o analiză foarte simplă, ba chiar mai mult, să trimiteți un rezumat părinților pentru ce ține de progresul elevului, progresul la o clasă sau alta, sau potențial ce ajutor ar avea nevoie elevul de a face următorii pași pentru a ajunge la nota maximă. Aș vrea să spun mulțumesc, în primul rând, Ministerul Educației, Ambasadei, Clasa Viitorului, partenerul nostru Google Sonacom și unei persoane de la Minister în special, Cornel Church, care a fost cel primul inovator care a văzut potențialul acestei platforme și a lucrat foarte mult și continuă să lucreze la implementarea acestei pentru toată Republica noastră. Asta este finalul pentru mine. Mulțumesc foarte mult. Sunt curios să iau întrebări.
Mulțumesc tare mult, domnule Sorocan. Cu adevărat, este o zi istorică pentru noi toți, în special pentru clasa viitorului, pentru Centrul de Inovații Digitale în Educație, că vom fi platforma principală de implementare a Google pentru Educație. În acest sens, centrul va asigura consultanța și suportul tehnic pentru integrarea reprezentanților instituțiilor de învățământ în procesul de instruire și în procesul de utilizare a întregii suite de aplicații Google pentru educație. Se știe că în perioada crizei COVID-19, Centrul Clasa Viitorului în parteneriat cu Google au facilitat acces la suita de aplicații Google pentru educație pentru 600 de profesori din 150 de școli din Moldova. Iar cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova au fost realizate o serie de videouri și puse la dispoziție videouri explicative care au inițiat profesorii în procesul de utilizare a aplicațiilor Google. În continuare, în perioada iulie-august, Ministerul va extinde programul de formare la nivel național și va asigura instruiri etapizate pentru peste 15.000 de profesori. În cadrul acestei conferințe de presă vor fi și întrebări, răspunsuri, mai ales că mi se dau semnale că sunt deja și incluse, dar nu înainte de a-i mulțumi domnului ambasador pentru prezență, pentru deschidere, pentru atâta susținere. Domnule ambasador, excelență, vă mulțumim pentru tot. Mulțumesc frumos și vă doresc succes în continuare. La revedere. Vă mulțumim. Dragi jurnaliști, acum puteți activa microfoanele și adresa întrebări sau a le scrie pe chatul acesta din acest Meet. Pentru întrebările legate de procesul de instruire, vă rugăm adresați-le, dar sunt și unele pe care le am scrise aici. O întrebare către domnul ministru. Care este planul MEC de dotare și asigurare cu acces la internet a profesorilor și elevilor? Domnule ministru. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În momentul apariției pandemiei, noi ne-am fixat foarte clar care sunt prioritățile noastre. Trei direcții. Prima, asigurarea cu computere. Cea de-a doua, problematică de formările cadrelor didactice. Și cea de-a treia, de asigurare cu internet. Deci aici privește prima asigurare cu computere. A fost definitivat practic licitația pentru procurarea de 20 de milioane de lei care au fost acordați de Guvernul Republicii Moldova și în cel mai scurt timp vom anunța despre acest lucru. De asemenea, suntem pe ultima sută de metri de negocieri de 3,5 milioane de dolari pentru un proiect al Băncii Mondiale în cadrul proiectului PRIM, în care vom asigura masiv cu tehnică de calcul, reșind din cartografierea care a fost făcută de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și aceste date puteți le găsiți și le vizualizați pe site-ul Ministerului. Și în sfârșit, cel de-al a doua direcție, problema legată de instruirile profesorilor și evenimentul de astăzi cred că e o dovadă convingătoare în acest sens și importanța care îi acordăm noi clasei viitorului. În afară de aceasta, avem colaborări multiple în ceea ce privește probleme legate de formarea cadrelor, se implică Centrul Tehnologiilor Informaționale și pe site-ul Ministerului puteți găsiți mai multe informații în acest sens. În acest fel, noi ne propunem pe parcursul acestor luni, după cum am spomenit și neastră, în lunile iulie-august, pe intermediul, spre exemplu, la clasa viitorului, să contribuim la alfabetizarea digitală și a lichida anumite probleme care există în acest sens pentru o mare parte a profesorilor din Republica Moldova. Și cea de-a treia prioritate era asigurarea cu internet. Am discutat la ultima ședință cu conducătorii din organele locale de specialitate. Avem discuții permanent cu colegii de la Orange, de la Molcel, colegii de la Moltelecom au depus deja o ofertă în așa fel ca să reducem de handicap și către începutul noului an școlar, indiferent de faptul că vom asista la un nou val de pandemie sau nu, putem să asigurăm una.
tehnică de calcul, 2. Problemele de formare a cadrelor didactice și 3. Asigurare cu internet. Și în afară de cele expuse de mine, vreau să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de dezvoltare care ne ajută enorm la toate trei compartimente. Zilele acestea am primit de asemenea donații importante de computere pe care vom anunța ulterior. De asemenea, se prelungește campania Donează un laptop, unând toate eforturile cele ale Guvernului Republicii Moldova, ale proiectului Băncii Mondiale, ale donatorilor noștri, ale partenerilor externi, eforturile organelor locale de specialitate care, de asemenea, au alocat resurse financiare în fiecare din raion în parte pentru a reduce din handicap, vom putea să soluționăm această întrebare într-un termen scurt. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Am primit mai multe comentarii și întrebări pe paginile de socializare. Mulți comentează și spun că instrumentele G Suite, din experiența de lucru, sunt foarte intuitive, platforma fiind complexă și accesibilă. Unii reprezentanți mass media au adresat acolo întrebări. Dacă doriți să le citesc, o întrebare către domnul Sorocan. Nu toți profesorii cunosc limba engleză, domnule Sorocan. Vă rog să ne spuneți dacă aplicațiile Google vor fi disponibile și în limba română și dacă sunt adaptate. Da, aceste aplicații sunt adaptate în română, în rusă. Plus și educația poate fi, toate treningurile, cursurile sunt tot în limba română. Chiar să vă spun cu sinceritate, un proiect la care am început în primul an când eram la Google, un proiect de 20% este o chestie așa la Google. Eu am tradus ghidurile profesorilor din limba engleză în limba română. Pentru că lucram cu o agenție din România. Efectiv, România are o penetrare destul de mare a platformelor G Suite și Google Classroom deja. Deci noi am colaborat foarte strâns cu ei pentru a găsi resursele toate accesibile, toate care le au ei, pentru că au făcut câțiva pași mai înainte. Deci noi putem învăța pe baza succeselor lor. Efectiv, toate sunt adaptate numai decât. Foarte bine, mulțumim. Mai avem încă așa o întrebare. În cât timp va avea loc conectarea școlilor și a profesorilor la Google? Cum și când vor avea loc instruirile? S-a spus și mai devreme. Da, instruirile, de fapt, au deja loc. Am lansat acum o săptămână împreună cu clasa viitorului. Am proces la formarea formatorilor în faza inițială, care la rândul său, până luna septembrie, conform unui plan bine determinat, vor acoperi o număr mare de profesori din Republica Moldova. În ceea ce privește când, cred că foarte rapid. Și vreau să mulțumesc de asemenea și eu domnului Sorocan pentru faptul că în aceste 4 luni cât au avut loc discuțiile, au dat dovadă de rapiditate și suflet pentru baștina sa, pentru Republica Moldova. Am avut o satisfacție deosebită să colaborăm și vreau cu această ocazie să-i mulțumesc și doamnei Doina Nistor, domnului Roman Sorocan și dumneavoastră Victoria pentru contribuția pe care ați avut-o. Ne mai vorbim de colegul meu, Părneau Ciorici. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru. E o plăcere pentru noi. Domnule Sorocan, ați fost, apropo, salutat de o profesoară de-a dumneavoastră din Jedinec. Pe parcursul discursului mai găsim mai târziu și comentariile, o să le vedeți. La fel, trebuie să menționăm că partenerii din suportul local sau reprezentantul Republicii Moldova, Google, este compania Sonacom și este partenerul nostru cel mai de încredere și ne-a fost mereu alături la inițierea acestor negocieri și lucru tehnic. Să vedem ce întrebări mai sunt. Da, unde se pot înregistra cadrele didactice pentru instruiri? La această întrebare pot chiar eu să răspund că este deschis pe pagina claseviitorului.md anunțul deja pentru înregistrare. Și atunci puteți să accesați această pagină, claseviitorului.md, acolo veți găsi anunțul de înregistrare la instruirile Google și toate detaliile referitoare la înregistrare.
Dacă mai sunt întrebări, poate printre jurnaliștii care sunt în meet-ul acesta, vă rog. Se pare că totul este destul de clar. Aș putea să răspund eu la o întrebare care este în privința sănătății. Cineva a întrebat și chiar cred că e o întrebare importantă pe Facebook. Desigur, vă rog. Da, întrebarea citește, cineva la sănătatea tuturor profesorilor, elevilor care stau toată ziua în fața populatorului, pe perioada de carantină. Și eu sunt de acord, e o problemă foarte mare, pentru că chiar toate companiile, nu numai profesorii, absolut toți în lume, și-au schimbat sistemul de formatul de lucru. Câteva luni urmă am făcut cu Sonacom împreună un eveniment tot despre și platforma MentorMe despre sănătatea digitală. Și am dat câteva sugestii de asemenea și profesorilor cum să-și creeze agenda pentru a fi pentru a se adapta. Ce ține de exerciții, ce ține de spații între ore, ce ține de pozițiile ergonomice, ce ține, adică de mobilă ergonomică din casă, ce ține de mâncare, ce ține. Noi am făcut un set complet de sugestii și acum online sunt foarte multe articole care vă va ajuta să, de asemenea, să fiți sănătoși chiar lucrând de acasă. Da, e mai greu. Dar mie îmi pare că când comparăm riscul pe care îl putem avea fiind într-un spațiu închis, noi suntem foarte, foarte lucky pentru situația că nu suntem în anii 1920, dar în 2020 și avem acces la această platformă și putem permite ca economia Republicii Moldova să meargă înainte. Mulțumim, domnule Sorocan. În chatul nostru au apărut câteva întrebări. Una ar fi, luând în considerare faptul că până la începutul anului de studiu 2020-2021 au rămas puțin timp, câți elevi și profesori deja au fost deja asigurați cu tehnică? Domnul Marius Cătălin întreabă. Da. La această întrebare aș putea să vă relatez următoarele. Vom sistematiza, cred că pe parcursul săptămânii viitoare, toate datele la acest moment, pentru că ele se schimbă în fiecare zi. Repet încă o dată, acestea principalele sunt cele 20 milioane care sunt alocate de către Guvernul Republicii Moldova și în funcție de faptul când va fi semnat contractul și care este numărul de computere, noi vizăm cel puțin 3.000 de laptopuri în cadrul acestui proiect. Cel de-al doilea, vom informa respectiv care sunt rezultatul negocierilor cu procurarea computerului în cadrul proiectului Băncii Mondiale de 3,5 milioane de dolari și clar că numărul acestora va fi mult mai mare, vizăm numai pe fapt, nu știm precis numai câte vor fi, vor fi sau 8 sau 9 mii, tot depinde de preț. Când vor fi, iarăși, dacă nu vor fi contestații sau altceva, sperăm că în prima jumătate a lunii septembrie, acestea deja să ajungă în școli. Cel de-al doilea, eforturile autorităților publice locale, vom sistematiza toate datele și procurările care au fost făcute de către autoritățile locale. Din partea donatorilor vom informa, în fiecare zi avem noi date, spre exemplu, astăzi am recepționat de la UNICEF 120 de computere. Vreau pe această cale să le mulțumesc enorm pentru această contribuție. Mai sunt și alți donatori care au venit. Vă vom informa de asemenea despre rezultatele campaniei Donează un laptop. Sper până la sfârșitul acestei luni să avem un tablou general care va prezenta un tablou asupra situației la moment în ce își priește procurarea tehnicii de calcul. Cifrele ca rezultat a cartografierii, ca rezultat a datelor care sunt în direcția de învățământ general și profit de fapt că este și doamna Angela Psăcaru,
aici pe loc consultant principal în direcție și specialist în domeniul informaticii. Am putea să venim, dacă e cazul, mai multe detalizări la acest subiect, dar o să vă informăm la sfârșitul acestei luni despre tabloul general, capitolul legat de procurare, donații și altele în această ordine de idei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Mai avem aici o întrebare de pe pagina ministerului. V-ați referit la profesori, dar copiii cum vor fi asigurați cu internet și echipamente? Așa. Cum vor fi copiii asigurați cu echipamente? Beneficiarii principali sunt elevii. Când vorbim despre cifrele care au fost prezentate de colegii din organele locale de specialitate despre lipsă de echipamente, le propunem de scop să asigurăm pe toți, atât profesorii cât și elevii. Și noi mergem paralel, pe de o parte procurarea tehnicii de calcul, pe de altă parte investițiile în formări și în crearea abilităților elementare digitale. Clar că în primul rând vom porni din principiul egalității de șanse și oferirii celor care nu au aceste computere. Computerele vor merge la direcții, de la direcție în școli. Școlile știu mult mai bine decât care sunt necesitățile a elevilor din punct de vedere asigurării tehnicii de calcul. Cum este posibilă înscrierea instituției de învățământ la G Suite? Altă întrebare. Cum este posibilă înscrierea instituției de învățământ la G Suite? Victoria, asta cred că întrebare mai mult la dumneavoastră, nu? Da. Da, într-adevăr, noi ne ocupăm de partea tehnică și trebuie să vă adresați la clasa viitorului. Toate momentele tehnice vi le vom asigura. Așa. Mai avem și întrebări, dar pe cât timp o să avem acces la acest cont? Nu se vor închide peste un anumit timp conturile, doar creăm multe materiale pentru studii și e păcat să le pierdem. Desigur, poate domnul Sorocan să ne spună mai multe detalii despre conturile, cantitatea, funcționalitatea. G Suite pentru educație e o, mai spunem chiar, o valoare esențială a companiei Google și noi suntem, vă garantăm că aceste producții vor fi fără plată pentru educație, pentru indefinit. Eu nu cred că vreodată Google va decide să facă ceva schimbări în acest sens. Noi, de fapt, avem și o G Suite pentru educație cu preț extrem mic redus, cu sisteme încă mai avansate pentru unele instituții, de exemplu, universități private sau care au dorință de a face ceva mai mult pe aceste platforme. De asemenea, dacă vă gândiți, acum puteți crea un cont Gmail fără plată, instantaneu. Așa? Deci aveți acces la aceleși sisteme, aceleși platforme, fără a plăti ceva. Pentru că credem într-o lume mai bună prin platformele care le avem. Deci, mai mulți copii educați, mai eficient, creăm o lume mai bună împreună, nu? Desigur. Mulțumesc, domnule Sorocan. Mai avem 5 minute până încheiem toată ședința. Cred că 2, maxim 3 întrebări mai luăm. Da, tocmai a apărut o întrebare. Cum procedează elevii care sunt mai mulți în familie, însă dispun doar de un calculator? Iată cum a apărut această întrebare. Cred că noi am discutat ceva mai anterior și am fost și la un workshop cu ambasada și noi discutam despre această problemă. Eu cred că la această întrebare a răspuns și domnul ministru, spun că școlile știu deja familiile, elevii care sunt poate mai defavorizați sau familii mai defavorizate care posibil au acces la mai multe device-uri. Noi sunt și alți proiecte care sunt în lucru, pre de rău nu putem vorbi despre toate în același timp, dar eu aș spune că asta e un pas extrem de mare și nu se face nimic peste noapte și putem face totul numai împreună. De aia eu aș ruga și aș dori ca toate companiile de IT din Republica Moldova
toți cei care au puțin mai mult posibil în timp chiar de pandemie, să vină cu ajutor la proiectul Donează un laptop la proiectul Ministerului, pentru că și pe acest proiect noi lucrăm și cu ambasada pe acest proiect. Eu văd pe exemplu care se întâmplă, locuiesc în Londra, fix aceleași probleme au și școlile aici, fix aceleași probleme au și oamenii din alte țări din Europa și din SUA, de-aia nu suntem singuri în această problemă, dar o putem rezolva doar împreună, doar prin efort și doar pas cu pas. Dar aș spune că Ministerul deja face cu mult mai mult decât au făcut majoritatea țărilor din lume pentru a ajuta copiii și profesorii în această criză. Dacă îmi permiteți, o să completez eu. Bună ziua tuturor, stimați colegi, parteneri. Desigur, după cum s-a spus, Ministerul o să-și dea toată străduința să atragă partenerii pentru a veni cu soluții în susținerea acestui proces educațional la distanță, dar, totodată, după cum s-a mai spus și a fost prezentat, acest pachet Google Suite for Education oferă o gamă largă de instrumente, nu doar de activitate sincronă, dar și asincronă. Și în cazul în care vor fi situații când nu ar putea folosi concomitent calculatorul în aceeași perioadă de timp anumiți copii, ar putea să revină la conținuturile predate de cadru didactic în perioada de timp atunci când ar putea. Deci acest pachet oferă, după cum s-a spus, o gamă foarte largă de instrumente cadrului didactic, ceea ce se poate soluționa pentru oricare situație și caz particular. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Prisăcaru. Stimate domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru această deschidere. Domnule Sorocan, domnilor reprezentanți ai Ministerului și parteneri, stimați jurnaliști, profesori și toată comunitatea educațională care ne-ați urmărit astăzi, vă mulțumim foarte mult, sperăm să avem o colaborare fructuoasă în continuare și să avem și rezultate pe măsură. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și toate cele bune. Cele bune, mulțumesc mult!